Salutare, salutare, dragilor! Eu sunt Revion, bine v-am regăsit la un nou unboxing! În sfârșit au venit ultimele două produse de la EMAG de Black Friday. Hai să vedem, o să facem un unboxing primului produs. Hai să deschidem cutia întâi și să-l vedem. Și apoi o să revenim cu un alt video cu cel de-al doilea. Hai să dăm drumul, să vedem. Asta e cutia de la EMAG. Cum vă dați seama, vedem cum se desface. Hai să ne uităm pe aici și am pe lipită. Habar n-am ce fac aici, am să fac vreo, poate fac mai vreo prostie și tai pe aici camera. Ia să vedem. Așa. Deși văd că avea el o chestie aici. A, ce prost, mă. Avea el o chestie aici. Asta s-a rezolvat. Ok. Asta este cutia. Hai să dăm drumul. Deschidem cutiuța, să vedem ce avem noi înăuntru. Ok. O folie cu bule. Nu ne interesează. O hârtie, de asemenea, nu ne interesează. Și ce ne interesează, în principal, primul obiect o să-l scoatem de aici. O să-i facem review. O să-i facem și unboxing-ul și review puțin mai târziu într-un alt video. Aici ce ne interesează, Xiaomi Redmi 7-a. Telefonul pe care l-am cumpărat pentru surioara Alinei. Acesta este cutia. Ok? Hai că îi facem un unboxing acum, ne uităm imediat la ea și hai să vedem cum arată și ce știe să facă. Ok, hai să vedem primul produs. Este vorba despre un Redmi 7A de la Xiaomi. Aceasta este cutiuța. Hai să o desfacem să vedem. Poziția e cam ciudată a camerei. Ok. Deci acesta este telefonul. Avem aici telefonul. Acesta este. Imediat o să vi-l arăt. Întâi o să ne uităm ce este înăuntru, în cutie, și apoi o să continuăm să vedem și telefonul. Avem aici o foliuță, nu prea ne interesează. Între timp o să vă zic specificațiile. Are o baterie de 4000 de miliamperi, o cameră de 12 megapixel pe spate. AI scrie cu 1,25 nanometri large pixel. 5 megapixel cameră de selfie. Ok, ia să vedem procesorul. Are un procesor Qualcomm Snapdragon 439 pe 12 nanometri octa-core până la 2000 de MHz și un display de 5,45 HD Plus display. RAM are 2 GB de RAM și 32 internă. Așa, hai să vedem. Plecăm aici frumos. Nu prea mă pricep eu așa la unboxing-uri, dar... Na. Ok, aici avem o cărticică. Hai să ne uităm ce e. Da, după cum bănuiam, aici sunt manualele. Manualele de folosire a telefonului, ale telefonului. Ne interesează asta. Avem aici și cheița. Cheița pentru cartelă, o vedeți aici. Și mai avem noi în cutie, ia să vedem. În cutie mai avem un încărcător. Acesta este cablu de date cu care se și încarcă. Și încărcătorul. Asta este încărcătorul. Să vedem imediat și de cât este. De 2 amperi încărcătorul. Deci încărcătorul este de 2 amperi. Așa. Nu știu dacă are quick charge. Habar n-am. Nu scrie nimic. Vedem dacă mai e ceva pe aici prin cutie. Nu. Cam asta e cutia. E goală. O să punem deoparte aici. Și o să ne concentrăm pe telefon, pentru că asta e până la urmă ce ne interesează. Încă o dată vă spun, este un Redmi 7A. Acesta este telefonul. Hai să vedem, îl scoatem de aici din foliuță. Se simte bine, nu este un telefon foarte, foarte mare. Ok. Hai să vedem. Eu am comandat am comandat de pe Mobile Direct și o husă și o folie de sticlă pe care o voi monta și apoi, abia apoi o să-i facem review ca să nu lăsăm amprente pe ecran, că așa e ok. El are oricum o folie acum de protecție, dar dacă îl pornim nu o să vadă nimic prin ea, așa că o să revin imediat după ce montez folia și o să continuăm și un pic așa de review, ca să zic, mai mult un preview, o să umblăm puțin pe el să vedem cum se mișcă. Ok, revin imediat. Ok, am reușit și am pus și folia. Cam așa arată telefonul. O să vă arăt de aproape.
Așa arată telefonul. Nu știu ce se vede pe fundal. A, se vede telefonul meu cu care mă filmez. Cam așa arată. Și acesta este spatele. Momentan nu i-am luat folia. Eu zic că arată destul de bine. E un telefon ok, destul de mare. Pentru un copil e foarte bun. Și nu doar pentru un copil. Design by Xiaomi scrie. Hai să dăm și drumul. Îl pornim. Hai să vedem. E foarte lucios în momentul de față, mai ales că i-am pus și folia asta de sticlă. Lumina e un pic cam puternică aici unde filmez eu, așa că n-am ce să fac. Hai să vedem. Pornește imediat. Păi spun că prima pornire durează mai mult. Păi, nu știu, n-am reușit să pun perfect folia, dar e destul de ok. Ok, ia să vedem, are MIUI 10. O să dăm înainte. English, dăm înainte. Choose a region. Selectăm aici România, dacă avem. Ia să vedem, România. Unde e, mă, România? Paraguay, România. Ok, înainte. Îl conectăm și la Next Gen, la Wi-Fi-ul meu. Connect. Ok. Cam așa arată. Nu știu, sper să vadă un pic luminositatea cam mare la ecran. Hai să vedem. Înainte. Acceptăm. Check for SIM card. Are și baterie, văd că are 74% baterie. Înainte. Checking for updates. Hai să ne presupun că o să și updateze. Să vedem ce updatează în primul rând. Dacă e nevoie să updateze Android-ul. Nu știu exact, are Android 9. Așa că presupun că nu e nevoie de Android, dar s-ar putea să downloadeze ceva. Ok, dragilor, am revenit. S-a updatat și sistemul de operare. E mult mai ok acum. Cam ăsta este telefonul. Se mișcă foarte, foarte bine. Chiar dacă are decât 2 GB de RAM, eu zic că ajunge și o să-l ajute și procesorul Snapdragon. Pentru că de obicei sunt foarte bune, mult mai bune decât cele de la MediaTek. Să vedem cum merge și navigația. Asta e telefonul meu. Da. No thanks. Hai să intrăm să vedem. Intrăm pe ce să intrăm noi? Pe GSP. E jale în România. Ia să vedem. Dăm unde e jale în România. Se încarcă destul de repede. Suntem pe Wi-Fi acum. Să vedem cum se mișcă. Se mișcă bine. Dar eu zic că e ok. Nu cred că o să aibă probleme cu el la absolut nimica. N-avem niciun joculeț instalat, că încercam. Vedem și pe YouTube. Încercăm și YouTube-ul. Hai să vedem. Și cum se aude. O să dăm pe unboxing-ul meu. Ia să vedem. Merge până la 720p. Ia să vedem. Vă salut, dragilor, eu sunt Revion, bine v-am regăsit la un nou video. La Astăzi o un să nou facem unboxing-ul video, la da. S-a scaunul destul mie, de bine. că Se vede destul de e bine. greu. Așa. Putem să dăm și așa, O pinci, să să fie se vadă cam pe greu tot de filmat ecranul. pentru că e foarte mare ăsta și... Dar o să vedem, o să facem tot posibilul. Ăsta este mecanismul de lăsat sus Dăm jos. înapoi. Hai Ăsta să și pe ăsta mai jos vedem, mai aici. încercăm un video. Ce-am făcut? Am ieșit? Momentan mă încurc în butoanele astea. Eu folosesc altă metodă de input la... Nu suport butoanele astea de jos, virtuale. Hai să mai dăm drumul la ceva, la o melodie, la ceva. Ia să vedem. Hai să dăm așa un pic. Aoleu, nu vrem reclame, nu vrem reclame. Băi, se aude bine. N-avem ce să-i reproșăm aici. Eu zic că e un telefon bun. La 3 milioane 700 nu vă așteptați la un flagship, dar este un telefon destul de mare și destul de performant.
pentru prețul lui. Cred că e chiar un best buy la prețul ăsta. Nu știu dacă o să găsiți la prețul ăsta ceva mai bun de atât. Chiar sunt curios în secțiunea de comentarii să-mi scrieți, vă rog, dacă voi credeți că la prețul ăsta de 370 de lei puteți găsi un telefon mai bun decât ăsta. Chiar sunt curios care ar fi. Care vi se pare vouă mai bun, cu 32 memorie internă, cu un octa-core de la Snapdragon, 2 GB de RAM, etc., etc. Ok? Hai, vă aștept în secțiunea de comentarii. Cam ăsta a fost review-ul. Eu vă mulțumesc mult de tot. Părerea mea este că este un telefon foarte bun și o să-și facă treaba foarte, foarte bine. Ecranul se vede foarte bine. Nu este foarte, foarte luminos, dar e ok. E mai mult decât ok la prețul ăsta. Eu am fost Revion, vă mulțumesc mult de tot, nu uitați să vă abonați dacă vă place, un like și un subscribe mă ajută mult de tot, de asemenea un follow pe Instagram, Revion Gaming, vă aștept pe următoarele videouri și live-uri, cu mare drag, noapte bună, v-am pupat, pa, pa!